În spațiul acestei emisiuni, unde credinciosul de rând își găsește de multe ori alinarea și răspunsul la unele întrebări existențiale. Sfânta Evanghelie ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos își alege timpul când să moară pe cruce, cu toate că viața sa a fost în primejdie de multe ori, primejdie de moarte, însă era de împlinit planul acela dumnezeesc. Când anunță moartea sa, anunță Mântuitorul și învierea sa. Ce înseamnă pentru spațiul ortodox acest fapt și nu numai? Este adevărat că există o pedagogie divină, există un plan al lui Dumnezeu, există o pregătire a acestui moment. E firește că Sfinții Apostoli sunt martori acestui act de pregătire și că ei, de cursul celor 3 ani de zile, au primit daruri bogate duhovnicești și am putea spune că Mântuitorul în această perioadă a cuprins tot ceea ce era necesar pentru momentul crucii. Mai asemuim această pregătire și cu un urcuș. Trebuia să mergem spre înviere. A merge spre înviere înseamnă a urca, a te ridica, pentru că învierea este undeva sus. Nu puteau dintr-o dată să înțeleagă cum Mântuitorul Hristos poate să se învieze pe sine. Au văzut învieri multiple, cum este cazul învierii fiului văduvei din Ain. Este învierea fiicei lui Iair, învierea lui Lazar, chiar înainte de învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Însă toate acestea nu sunt decât resuscitări, adică reveniri la viață, reveniri la o viață terestră, cotidiană. Toți cei înviați aveau să moară mai târziu, ca toți să participe la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, dar ca să aibă o imagine de ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, Sfinții Apostoli sunt martori acestei învieri și în cele din urmă ei văd pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat, chiar și atunci când l-au văzut înviat, o ușoară undă de neliniște, de încredere, chiar Mântuitorul Hristos îi mustră într-un fel că nu au pătruns întru totul această taină. Prin urmare, crucea este așezată așa cum și geografic s-a petrecut pe Golgota, pe vârful cel mai înalt din apropierea Ierusalimului, în afara cetății, locul căpățânii, locul acesta cunoscut din tradiție și rămas și în limbajul oamenilor, ca loc unde a fost așezat mult, mult timp înainte căpățâna lui Adam. Este locul consacrat, am zice noi, tainic, pentru ca spălarea păcatelor strămoșului să se facă prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este adevărat că această spălare nu este totul, și sângele Domnului spală păcatele întregii omeniri, pentru că El a luat asupra sa firea umană, nu a unui simplu om, ci a omenirii întregi. Așadar, pregătirea pentru răstignire este absolut necesară, pe de o parte, ca ucenicii să nu se întristeze, să nu se înspăimânte, să nu cadă în necredință, pentru că dacă mai înainte au văzut pe Mântuitorul Hristos că a înviat pe Lazar, putere pe care nimeni dintre oameni nu avea. Deci nimeni n-a putut să învieze pe cineva până la Mântuitorul Hristos. Sunt, într-adevăr, consemnate câteva învieri în Vechiul Testament, dar toate acestea sunt prefigurative ale învierii Mântuitorului Hristos. Așa cum vedem că Ilie înviază pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, el însuși se așează peste trupul copilului în semnul crucii. Deci are toate aceste
gesturi ale prorocului sunt semnificative din punct de vedere profetic, că acela care avea să învieze cu adevărat din morți și ca să ne refacă nouă viața este însuși Mântuitorul Hristos, care se așează în mijlocul lumii, am putea spune metaforic, ca pe toți cei din lume să-i ridice la Tatăl cel Ceresc prin scara crucii, prin această treaptă, prin acest urcuș spre înviere. Niciodată nu vedem noi răstignirea fără înviere. Deci în biserica noastră ortodoxă nu există răstignire fără înviere. Nu vedem oroarea crucii, suferința, durerea care duce până aproape la epuizarea omului, până la scoaterea viului din om, cum vedem în pictura lui Matias de Grünwald, unde efectiv omul este aproape învinețit. Deci Mântuitorul Hristos este aproape de limita aceasta a trupului mort, disfigurat. Bine, chiar dacă Mântuitorul Hristos a suferit până la ultima gustare a morții, pentru că constatăm în Sfintele Evanghelii că Domnul trăiește momentul acesta din grădina Ghețimanii. Acolo El își rememorează moartea și o retrăiește. El are picături de sânge pe frunte și sudoare, ceea ce înseamnă că Mântuitorul Hristos știe totul, cunoaște totul, trăiește momentul acesta înainte de a se produce. Firea umană este obișnuită cu acest moment, are teama de moarte, nu neapărat ca o teamă care să inspire fuga în fața morții, ci este vorba de o teamă firească. Omul se teme de moarte pentru că este tocmai o trecere, un pasaj. De aceea se numește Paște, trecere. Deci este o trecere din moarte la viață. Este pragul vieții. Deci este o desfigurare a vieții. Nu este. Tocmai aici este, că nu e desfigurarea vieții, este o reevaluare a vieții. Refaci viața. Viața este, ea este prin definiție nemuritoare. Deci viața, când ai spus viață, deja te gândești la eternitate. E bine, dar totuși viața este o viață spre durere, este o viață spre suferință, adică omul trăind înainte de Mântuitorul Iisus Hristos și fiind contaminat de păcat, el este întotdeauna în drum spre moarte, am fi spus și noi, o existență nefericită, o existență tragică, o existență dureroasă. Pe câtă vreme, Mântuitorul Hristos dă alt sens vieții. Deci reîntoarce pe om dinspre drumul lui spre moarte și îl reîntoarce spre înviere, pentru că el reface drumul spre Tatăl cel Ceresc. Dacă mai înainte nu mai aveau oamenii voie să intre în rai, pentru că era arhanghelul cu sabie de foc, e bine, după înviere, oamenii intră împreună cu Mântuitorul Hristos în rai, primul care dintre ei fiind tâlharul de pe cruce. Astăzi vei fi cu mine în rai, așadar, prin cuvântul astăzi se perpetuează la nesfârșit, până la a doua venire a Domnului, intrarea tuturor păcătoșilor în rai. A tuturor celor care cred în Mântuitorul Hristos, a celor care le pare rău de faptele lor și a celor care se spovedesc, se împărtășesc și se comunică sau care rămân în biserică și primesc aceste daruri dumnezeiești ale învierii. În această existență fericită și nefericită, creștinul de astăzi sau omul de astăzi, credincios sau necredincios, cum lucrează practic învierea în trupul lui, în sufletul lui? Întotdeauna învierea lucrează conștient și inconștient. Adică nu neapărat inconștient în sensul acesta al unei lipse de raționalitate, ci în noi, în subconștientul nostru, întotdeauna învierea este prezentă. De când ne naștem și până când trecem din lumea aceasta, noi trecem prin mai multe faze ale morții și învierii. Trecem de la copilărie la adolescență, de la adolescență la maturitate, ca apoi să ajungem maturi în Împărăția lui Dumnezeu. Față de fiecare din aceste clipe ale vieții noastre sau de aceste etape ale vieții noastre, noi trebuie să murim, că nu poți să vezi un om matur că se joacă cu copiii sau un om matur că începe clasa întâi. Este o chestiune care aparține rațiunii și bunului simț. Așadar, noi a trebuit să ne lepădăm de copilărie ca să ajungem maturi. Ceea ce înseamnă că în viața noastră există clar premiza învierii, există clar germenele învierii.
Apoi învierea o vedem și natura înconjurătoare. Când se apropie toamna, parcă totul moare, parcă totul așteaptă un sfârșit, parcă totul este disperat și parcă totul este trist în iarnă. Dacă o minte n-ar ști că vine primăvara și am avea speranța primăverii, te-ai gândit că s-a sfârșit totul. Așadar, și în natura înconjurătoare există înviere. Apoi în vobul de grâu există înviere. Vobul de grâu, dacă nu moare sub pământ, adică sub glie, el nu poate să aducă roadă. Deci toate acestea ne învață că învierea este prezentă în cosmos și că este un dat ontologic al cosmosului, al nostru, al oamenilor, ca să înviem. Ne murim pentru că, cum constatăm, îmbătrânim. Deci îmbătrânețea este totuși este o chestiune care nu mai poate să fie neglijată, că își vine de la sine. În clipa în care noi am îmbătrânit și dacă am îmbătrânit în continuare și să presupunem că am trăit nu știu câte sute de ani, am devenit și în ce mai bătrân și îmbătrânețea chiar ar fi insuportabilă. Ceea ce înseamnă că organismul nostru, viața noastră, toate acestea sunt predispuse spre înviere și că prefața acestei vieți este întotdeauna deschiderea spre înviere și nu o înviere oarecare. Adică nu înviem de dragul de a învia, nu înviem ca o consecință a actului biologic, ci înviem pentru o altă stare sufletească și altă stare chiar materială. Deci trupul nostru nu va mai fi ca acesta stricăcios, întrucât constatăm că în viața noastră durerea, suferința, toate acestea sunt semnale ale morții. Deci trupul înviat nu mai are nici stricăciune, nu mai are nici durere, nici întristare, întrucât toate acestea au fost scoase din existența noastră prin răstignirea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci Cel care ne-a recreat pe noi, Cel care ne-a refăcut pe noi ontologic, ca o operă de artă care are nevoie de restaurare. Restauratorul constată degradarea, constată deficiența, constată că opera de artă se va distruge iminent pentru că nu are altă șansă și tocmai el este acela care intervine, înmoaie firea noastră, luând-o în sine, luând-o asupra sa, o unește cu firea divină și apoi transmite din firea divină tot ceea ce îi lipsește firii umane. Deci prin energiile sale divine sunt transmise, sunt pătrunse, penetrate în firea noastră puterea dumnezeiască și astfel cel înviat din morți este cu totul deosebit, fără să-și piardă conținutul și forma. Mântuitorul Hristos este recunoscut de Sfinții Apostoli, stă la masă cu ei, nu neapărat că avea nevoie de mâncare, ci să le arate că nu este duh, că duhurile nu mănâncă, ci vrea să arate că trupul pe care l-a luat este transfigurat, este pneumatizat, dar este un trup real care depășește durerea, întristarea și suspinul. Dacă Mântuitorul Hristos a înviat din morți, ne dă și nouă, bineînțeles, puterea ca să înviem din starea noastră de decădere, să ajungem la o stare de fericire și viață veșnică. În lumea noastră este nevoie de multă iubire. Hristos a dovedit iubirea până la jertfă. Cum lucrează, practic, iubirea lui Hristos în lumea de astăzi? Este prezentă iubirea Mântuitorului Iisus Hristos pentru că ea nu se poate epuiza. În primul rând, trebuie să pornim de la cugetarea că Mântuitorul Hristos nu este un om, nu este un întemeitor de religii. Deci nu putem să spunem că el este asemenea cu Buddha, Mahomet sau alți oameni care au fost și ei oameni. Este clar că el fiind Fiul lui Dumnezeu, în asemenea ipostază, el va veni și să judece vii și morți. Deci în mod sigur că va judeca și pe acești întemeitori de religie, pentru că nu se aseamănă cu ei, el fiind Fiul lui Dumnezeu, și cei care i-am enunțat mai înainte, și aceștia au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Adică și aceștia păstrează matricea Fiului lui Dumnezeu, care avea să se facă om. Așadar, și aceștia au fost răscumpărați prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos și în mod sigur că și ei vor fi judecați la înfricoșata judecată. Cât privește iubirea, deci
Dumnezeu este iubire. În primul rând, pornind la definiția, Dumnezeu este iubire. Așadar, iubirea este elementul esențial care reunește, care unifică lumea. Numai în iubire oamenii sunt împreună. Numai în iubire creația este înspre Dumnezeu, se dirigează spre Dumnezeu, se orientează spre Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Fără de iubire, creația s-ar risipi. Este liantul care face ca noi să fim unii lângă alții, să ne acceptăm unii pe alții și în același timp să ne ajutăm unii pe alții. Căci dacă n-ar fi iubirea, orice în lumea aceasta ar exista, n-ar fi de niciun folos. Așadar, din punct de vedere al stării noastre ca făpturi al lui Dumnezeu, suntem în starea de iubire. Cu atât mai mult că Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit în lume, ca Fiul al lui Dumnezeu, El ne-a arătat desăvârșirea iubirii, care merge până la aproape la anularea de sine. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, până unde? Până și al iubi pe dușmanul tău, până al iubi pe cel care îți face rău, până a face bine celui care îți face rău și până a-ți da viața pentru cel care este lângă tine. Pentru că și noi, după exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, ne dăm viața pentru cei care sunt în jurul nostru. Astfel sunt martirii, astfel sunt mucenicii, astfel sunt eroii, cei care au luptat pentru noi, pentru apărarea țării noastre și pentru apărarea demnității noastre. Deci aceștia și-au jertfit, s-au luptat cu dușmanii și ne-au lăsat nouă pilde nemuritoare de iubire, de iubire jertfelnică. Prin urmare, lumea de astăzi trebuie să înțeleagă că iubirea este elementul de bază care menține lumea. Ura, disprețul, deznădejdea, teroarea, uciderea, toate acestea nu sunt decât elemente ale răului care fac ca oamenii să se disprețuiască și să se fărămițeze. Pentru că atunci când nu vrei să-l mai vezi pe cel care ți-a făcut rău, de bună seamă că în mintea ta, în sufletul tău și în cugetul tău a murit. Deci avem de-a face, dacă oamenii vor urâ în continuare, o să avem cimitire de oameni vii. Deci este o sintagmă care trebuie foarte bine luată în seamă în contextul actual. Să nu avem cimitire de oameni vii. Căci știm precis că și Sfânta Scriptură spune că deși ești viu, ești mort. Spune Sfântul Ioan Evanghelist în Apocalipsă, iar un scriitor rus spunea la un moment dat căuta suflete moarte. Prin urmare, iubirea trebuie să caracterizeze viața de familie, trebuie să caracterizeze școala, trebuie să caracterizeze universitatea și trebuie să caracterizeze mediul politic și social foarte important, unde vedem că ura a reușit ca să dezbine pe cei mai buni prieteni. Pentru nimica toată suntem gata să sărim la gâtul celuilalt și ce să facem? Ca să-l ucidem, să fim noi. Deci cum putem să trăim în continuare într-o societate prosperă dacă noi ne urâm unii pe alții? Ce vrem să ajungem? Unde vrem să ajungem? Prin minciună, prin corupție, prin dezbinare, toate acestea nu sunt decât răsuflări sau răbufniri ale întunericului și care caută din ce în ce mai mult să ia loc luminii, să ia loc iubirii și, nu în ultimul rând, să ia loc învierii. Pentru că numai în viață noi ne vedem unii pe alții. Mântuitorul Hristos, când înviază și strălucește de lumină, El se arată în viața noastră, se arată în casa noastră, în familia noastră și în societatea noastră. După 26 de ani, noi românii avem dreptul de a vorbi despre Dumnezeu, de a-L simți. Era și înainte de a-L simți pe Dumnezeu. Însă astăzi există acest drept, dar există și o parte întunecată în societatea noastră care ar vrea să dezbine familia prin anumite legi ale fără de legii. Ce ne puteți spune? Firește, familia este de la început. Este de pretul din momentul creației lui Dumnezeu. Chiar ascultam odată de un antropolog care se pare că nu prea avea ideile bine puse la punct, întrucât considera că familia a avut sciziuni, că n-a fost așa cum este astăzi și mai departe. Familia nici nu putea să fie altfel. Pentru că dacă vorbim de familie, vorbim despre tată, mamă, copii și atunci
ce am putea să spunem noi decât că familia pornește din rai, pornește din momentul fericirii și că omul a păstrat această fericire și această reîntoarcere în rai tocmai prin faptul perpetuării speței neamului omenesc. Deci noi, prin naștere de copii, noi ne asigurăm o moștenire, ne asigurăm o transmitere mai departe, transmitem mai departe cultura, civilizația și arborele nostru genetic. Deci noi transmitem celor care se nasc după noi tot ceea ce avem mai bun. Este ca și cum bobul de grâu, cum spuneam, este pus sub glie, este pus în arătură, acoperit de pământ, putrezește și crește mai departe alt bob de grâu, care și el la rândul lui va hrăni alte oameni, alți oameni și el va muri iarăși, cel care va fi ales va muri iarăși ca să nască, să dea naștere altceva. Așadar, familia este absolut necesară și ceea ce este mai trist că nu învățăm de la creația lui Dumnezeu. Noi nu putem să vedem niciodată că o pasăre care este de genul feminin, sau mai zis, un păsăroi se căsătorește cu alt păsăroi. Sau să zicem altceva. Niciodată nu veți vedea în creația lui Dumnezeu aberații de genul acesta. Și când noi ne gândim că creația nu are logica și nici rațiunea noastră. Așadar, în ziua de astăzi, când auzi pe unii oameni că promovează asemenea păcate, te întreb cu multă părere de rău, pentru că sunt și ei confrații noștri, ce poate să fie în mintea acestor oameni? Deci familia este esența existenței noastre și nu numai. Familia este rânduită de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este purtătorul de grijă al vieții noastre, dacă Dumnezeu ne ia viața și ne-o dă, pentru că El este acela care zice ca noi să ne naștem și ne naștem, El este acela care hotărăște când să murim și când să trecem dincolo. Cu alte cuvinte, dacă noi nu ne putem prelungi viața și dacă acela care ne-a dat viața este Dumnezeu, cu atât mai mult n-avem dreptul să schimbăm legile lui Dumnezeu. N-avem pentru ce să schimbăm legile lui Dumnezeu. N-avem cum să schimbăm legile lui Dumnezeu ca să ne fie bine. Ce am putea noi să hotărâm ca să venim în sprijinul nostru dacă luptăm împotriva legii lui Dumnezeu? Cu atât mai mult că păcatul este acela care distruge, este acela care erodează din interior și care aduce după sine moartea. Așadar, ca să luptăm împotriva morții, n-avem decât să aducem viață pe pământ. Și viața pe pământ nu se aduce decât în familie. Deci dreptul acesta la familie să ne-l menținem practic. Nu numai drept, acesta este un drept, dar este și o obligație. Pentru că dacă lumea ar fi numai îndreptată spre păcatele acestea pe care unii vor să le promoveze în societatea noastră, noi nu am mai avea oameni pe pământ. Speța noastră s-ar distruge, s-ar degenera, tocmai pentru faptul că unii vor să trăiască altfel decât trăiesc oamenii normali. Deci, ca să spui că păcatul este o normalitate, este o lipsă de rațiune și când omul nu mai are rațiune, ajunge exact cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru păcatele și mândria lor le-a dat pradă unor patimi care sunt de rușine și la păgâni. Citez din Sfântul Apostol Pavel. Pentru această familie, pentru oamenii credincioși, pentru cei care iubesc biserica, un cuvânt de îmbărbătare, de învățătură la final. Noi ne bucurăm întotdeauna de sărbătorile noastre bisericești, cu deosebire de sărbătoarea Învierii, pentru că în ea găsim tot ceea ce ne trebuie pentru viața noastră, pentru existența noastră. Așadar, și cei care sunt bogați, și cei care sunt săraci, și cei care sunt bolnavi, și cei care sunt sănătoși, și copiii, și adolescenții, și tinerii, toți trebuie să ne bucurăm de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Să avem nădejde că Mântuitorul nu ne-a părăsit niciodată, așa cum ne-a spus, iată eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Prin urmare, prin cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, noi avem încrederea și nădejdea că va fi permanent cu noi, apoi că ne va păstra integritatea noastră familiară și puterea noastră de a răzbate prin viață, prin toate greutățile vieții, pentru că Domnul nu este pasiv.
Domnul nu rămâne departe de noi. Domnul este cu noi, este în viața noastră și cel care îl descoperă plenar în viața sa, acela este cu adevărat fericit. De aceea învierea este fericire, este bucurie, este nădejde și în același timp este un nou fel de viață. Căci cu fiecare an noi suntem iarăși noi, suntem iarăși pregătiți pentru înviere, de aceea ne primenim întotdeauna ca să ajungem la sărbătoarea învierii și să păstrăm această lumină sfântă întotdeauna în viața noastră. Noi vă mulțumim și vă zicem Hristos a înviat. Adevărat a înviat și tuturor confraților noștri le dorim să aibă o Paște binecuvântat și fericit. Mulțumim! Hristos a înviat.